Salut, prieteni! Am venit la Cosmin acasă. Cosmin m-a invitat Salut, la... Cristi! Exact. Cristi și Cosmin, ne știți deja. Am venit la Cosmin acasă ca să aflu de ce a câștigat Uruguayul, Cosmin. Ce a avut Uruguayul ieri și nu a avut Anglia? Ia spune tu. Simplu. Tu ai luat Uruguayul, mi-aduc aminte, când am dat pronosticurile, eu am luat Anglia în duelul ăsta. Am zis că Italia și Anglia depășesc grup. Suarez? Suarez, Anglia 2-1? Deci Suarez e mai, mai mult decât toată echipa Angliei. Și nu, e discuția mai complexă, mai mult decât Suarez. Cred că Uruguay e o echipă foarte bine organizată, care i-a convenit mult mai mult meciul de aseară decât meciul Costa Rica, în care trebuia să forțeze, să atace, să construiască, să se expună. Uruguay are mari probleme în linia de mijloc, nu e o echipă de construcție. Uruguay e o echipă reactivă, se apără foarte bine, grupat, pe două linii, linia de mijloc e în fața apărării, e acolo, la intercepție. Și în rest, pase din spate pentru cele două vârfuri, Cavani și Suarez. Deci iar de... în față, Cavani și Suarez se descurcă. Sunt așa, într-adevăr. Destul de simplă schema de joc. Tavares a fost antrenor în Italia. Este practic un fotbal italienesc, dacă vrei, old school, cam cum jucau italienii odată. Absorb presiunea și contraatacă. Au experiență, au inteligență, nu? Au jucători de calitate pe fund. Materialul îi permite. Corect, corect. Ei, eu spun sincer, eu m-am uitat peste cifre. Mie mi s-a părut un meci tipic de X, un meci în care ambele ar fi trebuit să ia câte un punct, un meci în care cele două trebuiau să-și împartă punctele, cu ușoară dominare Angliei, o dominare sterilă, ce-i drept. Dar nu cred că Uruguayul ar fi făcut suficient ca să câștige meciul ăsta dacă nu l-avea pe Suarez. De fapt, El País, după această victorie, titra regele Ludovic al IX-lea. Deci, Luis al IX-lea. Exact. Ăsta este Suarez. Este un game winner, cum zic englezii. E omul care îți câștigă o astfel de partide, este un killer. E un jucător complet, un jucător special și poate cel mai bun jucător din Europa în sezonul recent încheiat. A avut aproape 60 de puncte, scoring points, cum zic englezii, știi? Goluri cu pasă de gol la Liverpool. A fost uluitor. Deci englezii au avut 5 jucători de la Liverpool în primul 11. A fost unul și la uruguayeni. Ăla a câștigat. Ca să ne dăm seama cam cât din Liverpool este Suarez. Gândește-te că Suarez are în spate echipa de la Liverpool, nu are mașina de pase pentru Ronaldo, comparativ cu Cristiano Ronaldo, care are o mașinărie în spate pentru el. E altfel de jucători. Suarez e un jucător creativ, așa cum este și Messi. Ronaldo pentru mine este o mașină de goluri. Este un super atlet, o mașină de goluri. Nu vreau să minimizez echipa celor de la Liverpool. Eu sunt fan Liverpool de mic copil de puști. De la echipa aia cu Stan Collymore, știi și tu. Jimmy Redd. Exact, Redknapp, Owen, Steve McManaman, exact. Stan Collymore. Exact. De la echipa aia țin cu ei și cred că au o echipă frumoasă acum. Dar nu cred că Liverpool ar fi ceea ce este în momentul acesta fără Suarez. Suarez este un jucător excepțional. Un jucător care poate să evisceleze orice defensivă. Jucătorul care a dus Liverpool acolo în față, din punctul meu de vedere, da. Dar abia aștept să-l văd în Champions League. Mie pare rău că n-a jucat în Champions League Liverpool sezonul trecut. Cred totuși că e mai mult decât Suarez. Uruguay a fost mai mult decât Suarez de seară. A avut o apărare și o linie față de mijloc care a absorbit atacurile Angliei, le-a blocat sus. Anglia nu a fost extraordinar de periculoasă în fața porții. Iar în rest, un portar foarte bun într-o zi bună, iar în rest, un joc de contraatac tipic pentru Uruguay. Dacă ți-o aduci bine în minte din Cupa Mondială din 2010, când Uruguay a prins semifinală, ăsta a fost stilul de joc. Uruguay, inclusiv cu Ghana, s-a apărat. Era Ghana a controlat, Ghana a avut posesie peste 60%. Era o echipă mai bună. Rămân la părerea asta că Uruguay, și dacă depășește grupa, o să piardă repede, o să piardă imediat. Revenim în discuție, intrăm și în grupa cealaltă. Și... Hai să spun cifrele, pentru că nu ți-am spus cifrele. Cifrele mi se par senzaționale. Deci englezii au avut mingea, au pasat-o mai bine, au câștigat duelurile și au pierdut meciul. Și spuneam cum s-a întâmplat lucrul ăsta? E bine, simplu, pentru că uruguayenii l-au avut pe Suarez. Au câștigat 44% dintre duelurile uruguayenii, au avut 38% posesia mingii și doar 64% procentajul pasei au reușit, de cel mai mic la acest mondial. Doar două șuturi pe poartă, alea au fost golurile. Anglia, din punctul meu de vedere, a avut posesia, dar nu a avut scânteie în față. Înțeleg, nu, ai dreptul. Nu a avut, nu mi s-a portat. N-a fost periculoasă. Tu ai zis că a fost un meci de X. Eu am văzut 1-0 la pauză, eram fel convins că meciul o să termină 1-0 pentru Uruguay. Mă gândeam, o să închidă jocul, o să mai aibă ocazii posibil în 2-0, dar niciun caz nu o să ia gol. 1-1, Uruguay a reacționat, deci a fost
a reacționat, am scris pe final de meci, l-a turnat plumb în picioare, englezii nu au mai avut șanse de a turna. Adică a fost un meci tipic, câștigat foarte mult cu sufletul și cu inima. Ți-am zis de la început, Uruguayul este mai presus de o echipă de valori, este, e un grup unit. Ok, așa cum sunt în general, se pare o linie de mijloc foarte slabă, adică nu e o linie de mijloc în stare să construiască, din punctul meu de vedere, adică să se duc, au un atac senzațional și să vină cu mijlocul din spate să construiască, să pună presiune pe echipa adversă. Cu cine ar juca? Ar juca împotriva Columbiei? Ar juca împotriva Columbiei, dacă termină pe 2. În meci, într-o optime, Columbia-Uruguay, eu văd Uruguay porni favorit. Chiar dacă Columbia poate să controleze jocul, ajungem imediat și la meciul de seară al Columbiei cu asta de fil. Deci Columbia a jucat pe tiparul Uruguayului. Hai să mai zicem două cuvinte și despre englez, pentru că englezii, cel puțin așa cum stau lucrurile acum, sunt out de la mondiale, mai au o șansă matematică, aritmetica le dă șanse în continuare, dar Italia să câștige ambele meciuri, iar este să câștige la... Nu cred că se va întâmpla asta. Cosmin Hodgson va rămâne selecționer, spune că nu vrea să abdice, nu vrea să plece. A făcut și câteva lucruri bune, a promovat câțiva tineri, Sterling mi se pare o revelație la Cupa Mondială, deși cu Uruguay n-a avut impactul pe care l-a avut în meciul cu italienii. E cumva normal, oscilațiile astea de formă sunt inerente la un jucător cu vârsta lui, este un adolescent. Gerrard mi se pare un jucător trecut, nu mai este jucător de acum 4-5 ani, nu are influența în joc. Cumva pe linia lui Xavi Schweinsteiger, jucător excepțional, dar spuneam, timpul trece pentru toți, nu stă în loc pentru nimeni, nici măcar pentru Stevie G. Perfect de acord. De și fundașii. A greșit la golul 2 al lui. A fost un minge, exact, fundașii Cosmin. Cahill îl scapă din marcaj pe Balotelli la golul Italiei, da? Okay. Iar Jagiel ca îl scapă pe Suarez, la primul gol. Bine, Suarez e stealth, nici nu-l vezi, deci cum a apărut acolo, e genial. La primul gol, excelentă pasă lui Cavani. Da, foarte bun. Nici pe el nu l-au atacat. Să-l lași pe Cavani să facă acțiune în careu, să te uiți la el, a fost spectator fundașul Angliei. Cred că era Johnson, Glenn Johnson, Glenn, nu fundașul dreapta. Băi, lasă să paseze mingea aia, iar Suarez e diabolic. Apare în spatele Jagger ca și marcheză. Nu-ți vrei fundașii Angliei, stopării, dar nu sunt de cel mai înalt nivel. Nu sunt de nivelul Terry Ferdinand. Băieți ăștia, Cahill, Jagger. Știi de ce mi-a adus aminte golul 2 al uruguayenilor? De golul pe care l-au luat englezii acum 4 ani cu nemții. Golul lui Close, degajarea lui Neuer, gol. Exact, deci portarul cu asist. Noir. Atunci poziția de start ale fundașului a fost greșită. Matthew Upson a greșit flagrant la golul lui Close. Acum Gerrard a fost sub minge. Băi, nu se poate, ești angher să iei goluri de genul. De mijloc, apărarea cedează și imediat se scrie, da, goluri foarte ușoare primite. Eu mă așteptam să ca Anglia să aibă o campanie mai lungă. Am zis de la început, da, că văd Anglia trecând de grupe. Tu care ții cu Anglia? Tu ești fan Anglia? Eu sunt fan fotbalului englezesc, nu sunt fanul naționalei Angliei, dar îmi place fotbalul la britanic primitiv. Cum se juca odată, fotbalul ăla de acum 20-30 de ani. Demodatul kick and run. Exact. Îmi place atmosfera lor, îmi place cultura stadioanelor, îmi place cultura fanilor, îmi place tot ceea ce înseamnă fotbal englez. De acolo s-a plecat. Da, țin cu nemții la turneele finale. Ia zi-mi de Columbia. Tu ai văzut Columbia, am văzut și eu. Am văzut din minutul 30 Columbia cu coasta de fiind. Nu te impresionează Columbia? Nu m-a impresionat Columbia, m-a impresionat în primul meci cu Grecia, pentru că mă așteptam să fie mai strâns. Știu, Grecia e o echipă care se apără, se bagă cu fundul în poartă și așteaptă greșeala adversarului. Columbia nu s-a avântat, a jucat inteligent tactic, nu s-a aruncat peste ei. Eu cred că și aseară au jucat inteligent tactic, adică coasta de fiind s-a făcut care a controlat jocul în mare. Ușoară posesie, au fost echipa pozitivă care a încercat mai mult gol. Mult mai matură în joc Columbia. Mult mai matură, au scris două goluri venite pe greșeli de apărare. La o lovitură de colț, Rodriguez a scris cu capul, nefiind un specialist al loviturilor de cap. Dat extraordinar și a mai avut... Cuadrado parcă a bătut cornerul. Cuadrado de pe stânga. Posibil. Nu rețin exact cine a bătut. Au câțiva jucători de mare calitate colombieni. Colombia, pentru mine, Colombia și Pekerman e o surpriză, dar Pekerman mi-aduc aminte de Argentina 2006, când ținea rezervă pe Messi și... Nu e o amintire frumoasă pentru tine, Pekerman. Toate au avut echipă senzațională în 2006. A avut o echipă senzațională în 2006, el a pierdut meciul cu Germania, din punctul meu de vedere. Pe mâna lui Ortega și tot având... Nu joacă cu Freddy Guarin, a intrat un minut, nu cred că o să intre la acest mondial.
Îl ține rezervă pe Jackson Martinez, Bacca n-a intrat un minut, joacă insistent cu Teo Gutierrez. E febleța lui, omul de la Liga. Nu înțeleg anumite, dar până la urmă are succes, adică meciuri. Vom vedea cât de departe ajunge Columbia. Columbia era un outsider periculos în opinia experților. Pe o anumită împerechere, dacă lucrurile se confirmă cum sunt în stadiul actual, ar mai avea o optime Columbia-Uruguay. Pe cine vezi aici favorită? Eu văd Columbia. Tu iei Uruguay. Eu aș lua Uruguay. Aș lua Uruguay, o echipă mai matură și nu s-ar arunca peste Columbia. Și dacă te uiți la ultimele rezultate directe în preliminarii, să știu, Uruguay a învins Columbia. Hai să zicem câte ceva și despre Japonia. Eu vreau să văd Japonia mai departe. Nu sunt convins că mai are vreo șansă. Aveam dubii, aveam rezerve vis-a-vis de colaborarea asta între Japonia și un antrenor italian, Alberto Zaccheroni. Japonia a avut un om în plus, mai bine de jumătate de meci în serie și n-a reușit să facă diferență. Chiar mi se pare că în 10 oameni Grecia a fost mai periculoasă și ocaziile mari au aparținut grecilor. Cred că au nevoie de un altfel de antrenor. Au pasat, au avut posesia, au pasat frumos, dar până la 30 de metri de poartă. Adică nu mi s-a părut că au pus într-un real pericol poarta Greciei. Au avut câteva combinații, pase în care, dar în niciun caz asumi responsabilitatea, șut la poartă sau... Mi s-a părut un joc extraordinar de plictisitor la bătaie cu Iran-Nigeria. Prieteni, cred că aici ar trebui să punem punct, pentru că vine furtuna. Vine și furtuna. Vine furtuna. Meciul de două secunde, Franța-Elveția. Franța-Elveția. Sincer, cred că elvețienii au o șansă. Dacă Franța ia mingea și cred că asta se va întâmpla, Elveția are o șansă de contraatac. Are o șansă să bată. Meci de X2. Nu sunt bun la pariuri, să știți. De X2.